Salutare tuturor, eu sunt Rafael și cine își mai aduce aminte de seria aceasta de Sneak Thief? Stai să vedem dacă se aude jocul, da, se aude. Cine își mai aduce aminte de seria aceasta? Băi, nu m-am mai jucat de atâta timp Sneak Thief, dar adevărul este că nu a primit prea multe update-uri, dar recent s-a adăugat o hartă nouă, se numește The Neighborhood. Da, deci intrăm aici în cartier, hai să dăm click pentru că știm că durează destul de mult până încarcă o hartă și dacă nu știți ce este jocul acesta Znic Thief, este un joc în care efectiv ești un hoț și trebuie să intri în casa cuiva să furi cât mai mulți bani fără să te prindă. Și dacă te prinde, desigur că va încerca să te omoare, să te împuște, chestii trestii, dar uu, trebuie să te întorci cu banii înapoi la mașina ta, zice că trebuie să furi 100 de mii? Cred că da, 1, 2, 3, 1, 2, cred că da, 100 de mii nu pot să faci destul de bine. Uh, ok, asta e interesant pentru că acum intrăm în cartier. Dar cum mai intrăm în cartier? Um, deci, nu se deschide poarta. Asta înseamnă că trebuie să mergem pe lângă? Deci nu mai... S-a deschis poarta din față? Oh, ok. Ar fi fost tare să intri cu mașina, dar știi că nu putem să mutăm mașina. Ok, deci am intrat efectiv în cartier, băieți. Trebuie să furăm 100.000 de dolari fără să fim priși. Oh. <laughs> N-ai văzut nimic. Presupun că nu sunt un host de la cunciora pe cap, nu? Poate sunt doar o persoană normală și mergeam pe stradă și m-am uitat pe geamul lui, dar... Hai să încercăm să intrăm în casă. Oh. Uh. Ok. Păi ma așteptam ca la ora asta să dormiți, dar desigur că noi va trebui să facem niște teste. Deci hai să intrăm în casă și să vedem ce se întâmplă. Hello. Uh, what? Deci au venit curcanii? Cu ok, doamnă, vă rog frumos să stați liniștită, nu se va întâmpla absolut nimic, nimic grav totul va intra la mine în poșetă. Ok? Stai liniștită, nu fac absolut nimic, doar că trebuie să fur puțin televizorul pentru că am nevoie de niște bani. Ok? Televizorul ăsta e doar 1000 de dolari, vă bucur că aveți mai multe televizoare, dăm și tabloul acela, pot să fur patul? cineva? neva pot să fur? Pot să fur de sub pat? Nu pot. Ok, opa, un pistol. un pistol, băieți. Să nu facă nimeni zgomot, ok. Sticla nu pot să fur, dar pot să fur DVD player-ul. Ceea ce e super tare. Cum ne mai furăm noi 100 de mii de dolari? Trebuie să găsim ceva scump pe aici. Femeie, vând, vindem un organ, ceva. Uh, ce asta? Ok. Uh, nu știu, te vând pe tine. Zi ceva scump. Nu mă ușa? Ok, uh, hai să vedem ce are în frigider. Uh -oh. Curcan. Uu, ce m-am speriat, ești nebun? I-am tras fix în cap! I-am fix! Voi ești nebun! I-am fix în cap și n am murit! What the fuck? Uh, warning, community level and the level editor are not completed. Ok, uh, what? Stai, 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 vreau să mai joc o dată! Du-mă la loc în cartier! Ce naiba asta? Abia mă încălzisem! Hai să deschidem poarta, dubla 2, de data asta furm tot. Tot ce prind în cale, fur și polițiștii dacă e nevoie. Uh, am deschis poarta? Stai, cred că acolo e deschisă. Da, e deschisă, bun. Păcat că nu pot să o închid la loc ca să nu mai vine poliția, ar fi fost foarte, foarte tare. Dar uh, hai să ne ducem în altă casă atunci. Ok, deci casa aia nu merge. Voi vedea să că trebuie să mă duc din casă în casă până fur 100.000 de dolari, adică asta e nebunie totală. Ok, nu e, de ce e lumea acasă? Holy fuck, ce întuneric e, bă, aici, femeie! Aprinde și tu o lumină! Cine e să stea? O, oh, un ceas, o mie de dolari, ceasuleț? Ceasuleț? A, ah, pus am, ok, am lumină de asta, ok. Știu. Nu zi nimic, o să mă mișc foarte, foarte repede, nimeni nu o să afle că am fost aici. Am 10 frame-uri, ești nebun? Asta n-are absolut nimic în casă decât Nu are absolut nimic în casă decât un ceas. Și de ce n merge în 10 frame-uri? Curcanii! Uh -oh. Trebuie să fugim. Pa bune. nu e corect. Și e pe dificultatea normal, dar mie mi se pare că e destul de greu nivelul acesta, așa că hai să încercăm iarăși. Și de fiecare dată când apăs pe butonul retry, se strică și trebuie să intru manual la loc. Habar n-am, dar mai încercăm încă o dată. E destul de greu, deci pe bune nu mai să fie așa complicat. Imediat ce am intrat în casa cuiva, a venit poliția. Și nu prea știu ce aș putea să facă în legătură cu asta, dar... Hai să intrăm în garaj. Nu e absolut nimic în garaj. Ce ne va pot să furi de aici? Ok, ne trebuie o casă mai mare. O casă în care ăștia, nu știu, au mai multe chestii. Hello. Salut. Da asta, da asta, da tot ce aveți pe aici. Ok, ok, ok. Eu cred că nu trebuie să jefuiești neapărat toate casele. Cred că... Documentele înseamnă bani? Ok, ok. Poate le fur informații de -ale, acorduri, de credit, chestii, cutii. E o intrare secretă pe aici și nebun, ăștia au o gaură în casă. Ok, casa asta e foarte goală, adică are doar televizoare. Oh, ce e asta? Deja au venit curcanii! Fură! Pur mai repede! Uh -oh. Nu spune nimic sau te omor. Cum ne-a pe geam? Nu pot să spar geamul. Cred că sunt prins. De ce n-ai mai încuiat ușa? Nu zic că ai încuiat ușa cu mine aici. Fugi. Tu în altă casă. Mă duc Oh, poți să intri pe aici? Oh, interesant. Acum chiar mă simt ascuns. Mă simt sneaky, Uh, unde ne va duce asta? Asta e o super ascunzătoare față de polițiști? Cred că toată faza e să nu te găsească. Cred că asta e. Ok, femeie, fă niște. Am venit aici, fur câteva chestii, m-am cărat, ok? nu te speria, nu fac nimic rău. Mă duc să iau pistolul ăla de deasupra. Deci știm că în casa asta e un pistol. Ok, furăm astea două. Ok, fură și de pe aici. Foarte, foarte frumos. Trebuie să ne mișcăm repede, deschide ușa, nu mai închide la loc. De obicei mai sunt și niște chestii pe sub pat. Ok, 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 okay. altă casă, altă casă, am și o pe asta, deci le aș jifuit pe astea două. Uite, Nu m-a văzut nimeni, da? Bă, nu știu de ce, dar mi se face pirea de găină în jocul ăsta. cineva am frame-uri așa nasoale? Casa asta e goală. Păi bune, am fost prencuit. N-am știut un suc în frigider, nimic. Mi s-a făcut poftă de suc. cineva. Mi s-a părut că era ceva sub pat. Casa asta e goală. Uh-oh. Cred că am fost prins, băieți. Uh, nu e nimeni în casă. Vă spun că nu e nimeni în casă. Puteți să plecați. <laughs> Ce ne se întâmplă? Poți să ne acoperiș? Wow! Mi-au zburat creierii efectiv. Nu mi aduc duc aminte ca jocul ăsta să fie atât de complicat. e bun. Oh my god, the neighborhood. Oh, e atât de greu, nu știu. Și am și frame-uri nasoale după ce că Abia reușesc să fug pe aici Mai scad și frame -urile. Ok, hai să mai încercăm Bă, dar oare dacă mă duc pe partea asta? Na, nu merge să intri Ok Hai să vizităm o casă în care nu am mai fost Deci, cred că singura opțiune E să nu te vadă polițiștii Dar nu știu cum aș putea să fac asta Adică să mă ascund atât de bine de curcani Casa asta pare destul de mare. Cred că se află ceva bun aici. Hai să aflăm. Ne ducem direct. Deja mi-am scăzut toate frame -urile. Hello! Ok, avem televizoare pornite. Și ne și pune asta mâinile așa în cap. Si de unde știe poliția în ce casă sunt eu? Asta e întrebarea. Și de ce am frame-uri așa puține? Oh! Și un ceas. Avem 4.000 de dolari, adică... Deci eu avem 19.000. Oh, alea erau scumpe. Astea sunt scumpe. Holy fuck. Uite că nu știu că sunt aici curcanii. Ok, tu foli liniște. Am furat un calculator. Am furat un calculator, băieți. Cred că trebuie să aflăm care sunt casele cele mai bune de jefuit. Ok, pe unde ne pot, să, pot să ies eu fără să mă vadă poliția, e întrebarea. A intrat cu mașina în casă polițistul! Bă, nebunule, lasă-mă în pace! A intrat efectiv cu mașina în casă. Adică înțeleg că vrei să prinzi un, un hoț, dar uh, nici chiar așa încât să intri cu mașina în casă. Deci casa asta e efectiv goală, nu e absolut nimic rău. Cred că încă mă caută acolo în casă. Sau s-au bloc. Cred că s-au blocat acum. O, oh, poți să intri pe aici? O, ăștia și-au baricadat casa. Pe bune? Polițiștii. Aia era o capcană. Aia, clar era o capcană. Pastile? Ce naiba? Vând pastile? Pot să vând o pizza? Na, nu merge. Oh, avem pistol. Ok, hai că am o armă. Uite mai multe pastile. Harta asta e foarte ciudată și am lag de -mi vine să plâng. Deci credeți-mă, îmi vine să vărz lacrimi. La ce lag am pe harta asta. Dar, cred că polițiștii... Polițiștii? Cred că polițiștii s-au buguit. Că au intrat cu mașina în casa lui și nu mai pot să iasă. Dar am strâns abia 40.000 de dolari până la 100.000 mai o groază. Ce ne fac eu? Și de ce am 9 frame-uri? Pă bune! Ok, pot să mai fur ceva de pe aici? Oare pot să omor oamenii? Asta ar fi destul de ciudat, adică sunt niște oameni inocenți. Dar, oh, aproape am strâns 50 de mii, dar ce naiba? Nici 50 de mii. Trebuie să fie o casă care are ceva mai mulți bani înăuntru, nu? Ne trebuie vase de alea. Jocul ăsta e tare ciudat. Harta e tare ciudată abia găsesc bani. Fac pariu că e goală casa asta. Oh, scoate toți banii, femeie, vin de pizza. De ce ne au toți din oraș pizza? Adică oamenii ăștia chiar iubesc pizza așa tare, încât are efectiv toată lumea în casă. Cred că se vede groaznic videoclipul, cred că m-ați înjurat deja până acum. Ce ne-ai frame astea? Hai să mergem în parc. Sunt sigur că pot să fur ceva din parc. Habar n-am, furăm un leagă ceva, un coș de basket. Eu știu, ce putem noi să furăm din parc, băieți? Aveți vreo idee? o dau un lag? Nici măcar Bă, măcar aici am frame-uri bune, adică... Nici nu ai cum să termin nivelul asta, pe bune, acum. <laughs> Ala mă caută în casă. Ala mă caută în casă, clar sau au bugui polițiștii. Ce rei, bă, i bă omul ăsta? Îmi dat un glonț în cap Și n-a pățit nimic Oamenii ăștia sunt tare Tare, ciudați Am furat un tablou Cu un câine Facem prea puțin bani Adică abia strângem O duc la polițiști ăștia Să văd ce ne va fac Păi dacă mor polițiștii Wow, 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 wow Ce lag e aici Băi, un frame Un frame Oh my god harta asta este groaznică. Mi se pare că noi ne-am blocat la harta asta, The Diamond Heist. Sau Heist, cum se pronunță. În care trebuie să furăm un diamant. Mai ține cineva minte harta asta? Ia să vedem. Plină de polițiști. Asta parcă era? Parcă da. Foarte grea harta asta. Dar mult mai bine optimizat. Adică nu lăguiește precum cealaltă hartă cu orășelul. Deci trebuia să ne ducem... Ah, nici măcar nu mă lasă. Trebuia să intrăm acolo și era un cod secret, îmi aduc aminte, ca să... ca să fur diamantul. Oh my god. Bă, nu știu ce zic de harta asta nouă. Nu prea îmi place. Adică e prea lăguită și faci foarte greu, adică strângi foarte greu 100.000. de mii. Bă, deci sunt 1, 2, 3... Da, sunt... E și 100 de dolari. Nu sunt doar 10.000, mii, cum... Că mă gândeam că dacă erau 10.000 mii, când ziceau, îmi ziceați toți prin comentarii, un miliard de comentarii, bă, erau 10.000, Dar cu 100.000 e foarte, foarte greu să îi strângi pe toți. Dar vă recomand și voi să, și voi, și voi să vă jucați jocul acesta în caz că îl aveți și merită să încercați nivelul acesta. Poate voi reușiți să îl completați și dacă reușiți să îl completați, să, îl completați, să spuneți și mie în comentarii. Nu mai pot nici să vorbesc, e deja prea târziu, e undeva la 2 termin episodul acesta, îl randez și după aia îmi bag să mă culc. Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!